Temperaturile sufocante din ultimele două săptămâni afectează nu doar activitățile economice, circulația rutieră și pe cea feroviară, ci pun în pericol și sănătatea oamenilor, în special a celor cu afecțiuni cronice. Urgențele semnalate la 112 s-au dublat, fiind înregistrate doar în 10 zile aproape 1800 de solicitări, care au sufocat pur și simplu activitatea salvatorilor de la Serviciul Județean de Ambulanță Hunedoara. Din păcate, au fost înregistrate și cazuri grave de infarct sau accidente vasculare cerebrale suferite de persoanele afectate de temperaturile ridicate și disconfortul termic. Numărul de solicitări a crescut. În mod normal am făcut un calcul în ultimele 10 zile. Noi aveam într-o perioadă normală cam 1200 de solicitări. Acum au fost 1762 de solicitări. Deci o creștere considerabilă, având în vedere că numărul de echipaje nu a putut fi suplimentat, având în vedere că este și perioada de concedii. Perioada caniculară pe care lumea nu o ia în considerare așa cum ar trebui. Am făcut recomandări tuturor persoanelor să încerce în aceste zile să-și reorganizeze programele zilnice în așa fel încât ieșirile pentru diferitele treburi casnice sau, mă rog, aprovizionări și alte activități să fie făcute într-un interval orar în care temperatura este mai prietenoasă, adică este mai suportabilă decât în miezul zilei. Contează foarte mult și îmbrăcămintea, regimul alimentar și hidratarea, foarte importantă. Au fost cazuri grave la care a trebuit să interveniți? Da, au crescut numărul de lipotimii, de persoane preluate din locuri publice sau persoane la care li s-a făcut rău în locuri publice și marea majoritate aveau afecțiuni cronice care s-au acuzat pe fundul acestor creșteri de temperatură. Mai multe persoane care au făcut decompensări cardiace, inclusiv infarct, accidente vasculare. Da, patologia ușor s-a schimbat. La rândul lor, meteorologii avertizează că mai mult de 3/4 dintre județele țării se vor afla sub cod roșu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat în acest weekend, când temperaturile vor urca la 41 de grade la umbră, ceea ce înseamnă că la nivelul solului acestea vor depăși 50 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime ce nu vor coborî sub 20 de grade Celsius.